Bună, drăguților! Bună, suflete faine! Sunt astăzi aici, alături de voi, facem o etalare într-o variantă. Am ales astăzi pentru voi acest oracol al emoțiilor, adevăratele emoții, adevăratele sentimente. Iar ca și tarot avem acest gardian al nopții. Foarte fain, foarte interesant acest oracol. E un pic cam mare, mai greu așa de manevrat, dar sunt frumoase mesajele. Bun. Începem cu un mesaj din oracol. Țineți cont totuși de faptul că aceste etalări sunt colective, sunt generale. Dacă ți se potrivește ceea ce eu spun astăzi aici, te-aș ruga să apreciezi acest clip pentru a ajunge la mai multe persoane. Nu te costă absolut nimic. Dacă... Au, uite, s-a și întors ceva. Dacă vrei să te abonezi, cu atât mai bine. De asemenea, nu te costă absolut nimic, totul este gratuit. Bun, ce avem aici? Trăiește momentul, da? Trăiește momentul, simte-te bine. Primul mesaj. Trăiește momentul și simte-te bine. Ok. O etalare de dragoste pentru tine, ascultătorule. Ce mai avem pe aici? Văd aici o persoană cât se poate de spirituală, o persoană care s-a trezit spiritual și văd așa că te oglindești sau cumva, da, tu și această ființă, deși sunteți total diferiți, aveți ceva în comun. E foarte interesant pentru că aici am o persoană spirituală, da, am o persoană care este foarte bine conectată cu... credința, e o persoană credincioasă, iar aici avem o persoană care trăiește momentul, căreia nu prea îi pasă, chiar un ateu sau, da, o persoană care nu are nicio treabă și totuși aveți un punct comun. În alte cazuri sunt ceva diferențe între voi, destul de mari. Și cu toate că există extrem de multe diferențe între voi doi, aveți un punct comun și ce aveți în comun sunt sentimentele. Sentimentele voastre. Iar aici, parcă sunteți vrăjiți așa de dragoste. Da, vrăjiți de dragoste. O viață cât se poate de haotică, da, dar totuși dragostea v-a cam zăpăcit. Sau, dacă nu ați trecut deja prin chestia asta, probabil că veți trece, veți întâlni pe cineva. Vedeți voi, sentimentele voastre pentru această persoană sunt cât se poate de reale și sentimentele acestei persoane pentru voi, de asemenea, cât se poate de reale. Văd două suflete total diferite, total diferite, stil de viață diferit. Ciudat, nu? Și după cum știm că diferențele astea nu fac altceva decât să creeze o mare chimie între tine și acest om sau între tine și această doamnă. Hai să vedem ce ne spun și cărțile. Gândește-te la persoana asta, dacă până acum ai simțit, dacă lucrurile se cam potrivesc cu povestea ta, că sunt diferențe între tine și persoana de care te-ai cam îndrăgostit, că aveți un stil de viață total diferit și totuși simțiți anumite lucruri unul pentru celălalt, rămâi aici alături de mine să vedem ce simte această persoană pentru tine și încotro merge toată treaba asta. Încotro merge. E un foc de paie, e ceva serios sau ce se întâmplă aici cu voi doi. Și avem așa, mare de preot și împăratul. Măi, să-mi drag, uite și tu aici, mare de preot și împăratul. Huhu, deci... Ce avem aici? Marele preot, ce interesant, pentru că în cărțile astea este reprezentat de un șoarece. Un șoarece, credința, acest om credincios și împăratul rațional, poate chiar ateu, da, persoană cerebrală, persoană care caută rațiunea sau caută să găsească o explicație rațională în tot ceea ce se întâmplă în jur, pe când marele preot este total opusul. Este poate un preot la propriu sau poate că este o persoană care vorbește în public, este o persoană care se face auzită, se face ascultată. Totuși, între tine și această persoană, da, există diferențe foarte mari.
ai grijă să nu devii hrana dacă tu ești marele preot și dacă tu ești persoana spirituală. Persoana spirituală are cumva așa tendința să fugă, da, de această energie. Pentru că avem aici o bufniță. Bufnița se hrănește cu șoareci. Voi doi, nu știu pe ce parte sunteți fiecare, așa că vedeți pe unde vă regăsiți, care-i care cum. Împăratul și marele preot. Împreună răsturnați lumea. Arcana 13, ia uite, până la urmă ai un punct comun cu această persoană, pentru că și tu ai ceva. Vezi, la tine apare, cred că tu ești, sau cealaltă persoană, da? Nu o subestima. Uite, exact ce am spus puțin mai devreme, da? Bufnița s-ar putea să hipnotizeze șoricelul. Bufnița s-ar putea să-l mănânce, da? Să-l consideră hrană. Deci mare, mare grijă. Și totuși, v-ați îndrăgostit unul de celălalt și totuși aveți sentimente unul pentru celălalt. Ce va face această bufniță cu acest șoricel? Stau și mă întreb. Adică, ce vei face tu cu acest partener sau ce va face acest partener cu tine? Sper că nu se termină totul prin a vă consuma unul pe celălalt. Ce se întâmplă aici cu voi doi? Cavalerul de spade, lucrurile evoluează cât se poate de rapid. Rapid, rapid. Iar aici avem eremitul. Un călugăr, poate fi, sau poate fi un preot, așa cum am spus. Călugăr, călugăriță, da? Se pregătește o capcană. Unul dintre voi pregătește o capcană pentru celălalt în tăcere. În tăcere, așa, parcă. Ok. Interesantă treaba aici între voi doi. Și mai avem steaua. Ce interesant. Împreună creați ceva extraordinar. Dacă voi doi vă împrieteniți. Dacă voi doi ajungeți la un numitor comun. Sau este bine să rămâi departe de această persoană dacă tu consideri că nu este altceva decât un foc de paie, este o stea căzătoare, vezi? Depinde acum cum vezi lucrurile sau depinde câtă putere ai să nu mănânci acest șoricel sau să nu devii prada acestui acestei bufnițe. Interesantă treaba, foarte interesant aici între voi doi. Ce să vă zic eu vouă? Da, e... Ce să vă zic eu vouă? Cum sunteți voi doi? Ok, hai să vedem încotro merge această relație, această legătură. Ce are de gând să facă marele preot? Ce are de gând? Trei de cupe care a venit întors. Persoana mai spirituală, persoana mai spirituală dintre voi doi, se pare că nu este chiar atât de interesată de ceea ce o să se întâmple sau nu este chiar atât de interesată de toată puterea asta a împăratului. Da. Pentru că avem un 3 de monede întors. Hai să vedem împăratul ăsta ce părere are, adică bufnița din această poveste. Ce părere are despre tine, dragă șoricel, dacă tu ești șoricel. Vrea să te cunoască, vrea să te simtă, să se apropie de tine. Muncește foarte mult pentru și e foarte ambițioasă persoana asta. Foarte ambițioasă, vrea să ajungă mai aproape de tine. Mai văd aici conexiuni între berbec și taur sau fecioară și scorpion sau orice alte combinații între aceste zodii. Da, iarăși împăratul care a venit întors în control. Se controlează cu greu, da? O persoană dominantă, rigidă, chiar și ușor agresivă. Deci trebuie chiar să ai un pic de grijă, chiar dacă sunt sentimente aici frumoase între voi doi. S-ar putea ca această energie, această persoană să te cam acapareze. Ia să vedem șoricelul, respectiv marele preot. Și avem un 4 de cupe întors. Foarte activ, entuziasmat. Persoană care mulțumește în fiecare zi pentru tot ceea ce trăiește, pentru avem pe cineva din rac aici sau capricorn și relația voastră 8 de monede întors. Relația voastră
parcă nu prea vă jucați unul cu celălalt sau parcă lucrurile nu prea sunt de joacă așa între voi doi. Adică cumva energia e destul de puternică, se simte puternic și mai văd aici că da, v-ați îndrăgostit unul de frumusețea celuilalt. Persoană sensitivă, cum îi spune, mai sensibilă, un artist avem aici, o persoană ușor mai naivă, care s-a cam îndrăgostit de acest împărat, respectiv energia ta. Și un 5 de spade. Da, dacă tu ești în această energie, trebuie să ai mare grijă, nu te juca. Nu te juca pentru că s-ar putea să te pape, să te pape așa cu totul. Da, mare grijă. Această persoană este cât se poate de dominantă. Mai văd și un vărsător pe aici. Conexiuni între vărsător și berbec sau vărsător și taur, vărsător și cum îi spune, scorpion. Interesant. Bun, băgăm cărțile înapoi. Revenim la aceeași poveste și hai să vedem persoana asta din capul tău, din mintea ta. M-am uitat un pic așa la situație și vedem ce se întâmplă cu această persoană. Și avem iarăși steaua și cavalerul de spade. Marcaje puternice pe vărsător. Steaua. Steaua e o carte cât se poate de pozitivă, dar cum să spun, și aici avem o steluță, uite ce frumos. Și aici avem o steluță. Dacă nu te grăbești un pic, s-ar putea să pierzi ocazia sau s-ar putea... Da, e o grabă aici. Sunteți două steluțe, amândoi străluciți în felul vostru. Dar unul strălucește mai tare decât celălalt. Da, uite, unul strălucește mai tare decât celălalt. Pentru că unul este eclipsat de lună. Unul are o eclipsă aici, pe când celălalt strălucește foarte, foarte tare. Unul dintre voi este mai grăbit, mai rapid, unul mai fricos, așa, mai speriat un pic de ceea ce urmează. Dar împreună veți face lucruri importante, frumoase. Regina de spade, o adevărată constelație, o persoană care reușește aici să dețină controlul asupra situației. Bun, asta e persoana la care tu te gândești, cam ce caracter are. Să vedem cum se gândește la tine sau cum te vede pe tine. Marea preoteasă, foarte retrasă și nu doar retrasă, ci cât se poate de misterioasă. Regina de monede și Marea preoteasă. Cumva îi dai așa un aer de viitoare soție sau material de căsătorie. Foarte interesant aici este faptul că în mintea acestui om avem totuși această regină de monede ascunsă. Această regină de monede și uite, dacă te uiți pe cer, da, apare această, cum țin eu cărțile astea, așa, apare acela semn, da, avem această coroană. Deci, cumva, sunt două energii aici, sunt două persoane. S-ar putea ca omul ăsta să fie totuși într-o altă legătură, într-o altă relație cu altcineva, dar nu neapărat. Pe de altă parte, aș tinde să cred că această persoană se cam teme să se angajeze într-o relație serioasă. Cum te vede pe tine? Cum ești tu în ochii acestui om? Foarte muncitoare sau muncitor? Ca o albinuță, așa, regina de monede și albinuța, dar în același timp și foarte misterioasă. Misterioasă, te lupți aici cu niște greutăți, faci față unor situații dificile. Iar aici avem un 6 de monede. 6 de monede în cărțile astea vorbește despre șansă, despre abundență, despre a avea, a deține. Iar aici avem un 4 de spade. Ea are tendința, persoana asta are tendința, da, să se retragă. Are tendința să se retragă. Cum vede situația cu tine, cum vede lucrurile. Deci, pe o parte te vede ca pe o regină de monede, te vede ca pe o persoană care prezinți interes, dar în același timp ești și foarte obedientă, poate ușor timidă. Tu ca persoană, da, ești ușor timidă în fața acestui om. Totuși, productivă,
pentru că aici muncești și aici muncești, foarte multă muncă, ambițioasă, ca pe o persoană ambițioasă, și cumva parcă și-ar încerca șansa cu tine. Ce simte pentru tine această persoană? Ce are în suflet pentru tine? Și avem așa un 3 de spade. Avem un 3 de cupe. Cred că mai există și altcineva pe aici. Nu ești singura. Avem un as de bâte. Temperanța. Și 10 de bâte. Îi este foarte greu. E ca și cum înnoată contra curentului. Cred că, și aici la capătul cărților, avem o molie. 5 de cupe, plâns, lacrimi. Și minciuni. Da. Eu cred că în relația cu tine, această persoană nu îți spune adevărul. Nu îți spune tot. Adevărul ăsta vine un pic mai târziu. Sunt aici niște minciunele. Sunt niște minciunele care ar aduce lacrimi. Deci, ce simte pentru tine această persoană? Asul de bâte, foarte multă pasiune. Îți întinde aici o capcană, îți întinde o cursă. Într-un fel sau altul. Mai văd pe cineva din Săgetător pe aici. Ce alte zodii mai am? Și mai am și pești. Săgetător și pești. Iarăși o combinație foarte interesantă. Dar, 3 de cupe, 3 de spade, triunghi amoros, în care unul dintre cei trei suferă. Unul suferă. Doi se distrează, pe când al treilea suferă un pic. Vezi, își vede singur de cupa lui. Are singur grijă de cupa lui, știi? Pe când cei doi sărbătoresc aici. Trei de spade arată durere, arată lanțuri grele. Asul de bâte, ce simte pentru tine? Pasiune. Asta simte. Pasiune cât încape. Cu pasiune așa și țese aici pânza pentru a te prinde pe tine în această capcană. De ce? Pentru că te dorește, pentru că te vrea. Dar ce nu-ți spune este faptul că are un angajament, este faptul că e posibil aici să fie într-o altă relație. Și este foarte greu. Este foarte, foarte greu să își mențină calmul, să își mențină liniștea. De ce nu spune adevărul? Pentru că asta ar însemna că tu vei dispărea. Tu vei pleca din viața acestui om. Tu nu-i vedea nicio șansă și el vrea o șansă sau ea vrea o șansă cu tine. Poate fi vorba și despre o femeie care este, da, într-o altă relație, nu neapărat despre un bărbat. Poate fi vorba și despre o femeie, bineînțeles, care ascunde acest lucru. Voi sunteți ca două stele, amândoi. V-ați găsit, v-ați întâlnit. Acum ce să spun eu? V-ați găsit, v-ați întâlnit, dar într-un moment nepotrivit, știi? Ceva în genul ăsta. Foarte nepotrivit. Pentru că unul dintre voi este într-o altă legătură, altă relație. Vreau să văd care vor fi acțiunile, pentru că aici mi-arată ceva acțiune. Pajul de spade, care a venit întors. Aici vorbește despre... Nu are nimic de spus. Persoana asta nu prea are nimic de spus. Sau nu spune adevărul. Vezi, o persoană care nu spune adevărul, care se ascunde, se ascunde sub valurile astea, se ascunde aici în apă. Vezi, adevărul rămâne undeva băgat de desubt, pentru cavalerul ăsta de spade are sabia sub apă, da? Rămâne acolo ascunsă, nu o scoate, ca să o vezi tu, nu spune adevărul. Ok. Ce mai avem? Steaua, ce face steaua asta? Justiția. Da, încearcă să evite un răspuns, e un dezechilibru aici, se simte vinovat și evită să răspundă, da, pentru faptele sale, că asta înseamnă justiția inversă, atunci când persoana asta evită să dea socoteală faptelor. Ok, cum te vede pe tine? Ce vreau să clarific aici? Regina de monede. Care-i treaba cu regina asta de monede? Regina de monede, împărăteasa. Împărăteasa care a venit de asemenea întoarsă. O regină de monede care nu mai are grijă de ea. O regină de monede neglijentă, pentru că mi-a venit cartea invers. Și aici zice așa, creativitatea este blocată. Nu mai dă atenție felului în care arată această persoană, respectiv această regină de monede. Este foarte nesigură.
pe sine și se neglijează. Deci, motivul pentru care eu simt aici că tu nu ești această regină de monede, simt că i-ar plăcea într-un fel ca tu să fii această regină de monede, adică tu să iei locul soției într-un fel, într-un fel. Dar, pe de altă parte, da, persoana asta probabil că se dă un om singur sau îți spune anumite lucruri, sau poate chiar știi despre ce este vorba. Cu Marea Preoteasa și Regina de Monede nu există contact intim între cei doi. Deci dacă persoana de care tu mă întrebi este căsătorită sau este într-o altă relație, cu siguranță acolo nu mai există nimic. Mare lucru nu mai există. Da? Dar nici nu vrea să fie blamat, nici nu vrea să fie învinuită această persoană, ascunde adevărul pentru că se teme totuși de sabia acestei ființe, care, na, poate deveni cât se poate de tăioasă la o, adică cine e regina de spade? Ești tu sau e altcineva? Soarele care a venit invers, da, o persoană care, cum să spun, o persoană care nu prea arată, e cam pesimistă, așa, știi, mai supărăcioasă, mai, da, nu prea știe de joacă, cineva care nu prea știe de joacă, știi, ceva în genul ăsta. Ok. Bun, în suflet vreau să văd asul de bâte, asul de bâte. Și avem așa 10 de cupe și 9 de cupe. Ca și dorință, vezi tu armonie, relație armonioasă, binecuvântare, stabilitate, pace, love, iubire, cât încape aici. Dar 9 de cupe venit invers înseamnă că ceva nu se împlinește. Ca și cum are toată această dorință, este dorință, dar nu este putință. Cumva ar vrea să fie cu tine într-un 10 de cupe, ar vrea să fie cu tine, dar nu poate. De ce nu poate? Pentru că apare așa materialism, apare egoism aici, un pic, da, sentimente cam șterse, superficiale. Adică, pe o parte își dorește toată această fericire, dar nu poate renunța la confort. Da, cam asta văd. Își dorește să fie fericită această persoană cu tine, dar nu poate renunța pe partea cealaltă la confort. Și aici avem pe cineva din pești, văd. Pe cineva din pești. Pești și balanță. Ok, temperanța. Sau pești și săgetător, ca și zodie. Temperanța. Răbdare. Temperanța se referă la răbdare. Lucrurile bune necesită mult timp, da, ca să ajungă să se coacă fructele. Are răbdare să vadă ce o să se întâmple. Și 10 de bâte, la ce se referă 10 de bâte? 5 de spade. Greu, este foarte greu, pentru că aici există ceartă, conflict, există sacrificii, relație abuzivă, prin care trece destul de greu. Și nu cred că sentimente pentru tine, ci este situația prin care trece în acest moment. Și văd pe cineva din vărsător aici. Vărsător. Ok. Vărsător și rac. Vărsător și rac. Cineva este influențat. Aici un 3 de cupe. Iarăși apare 3-ul de cupe. O influență. Altcineva influențează. De aici și greutățile. De aici și toate problemele astea. Și avem și un rege de spade pe aici. Pe undeva. Regele de spade întotdeauna manipulează lucrurile. Da, este o persoană rațională care manipulează și îngreunează cumva toată situația. Vreau să văd un pic 3-ul de spade, la ce se referă. Știu că se referă la triunghi, dar 3 de spade și mi-arată aici lipsa energiei, lipsa controlului, plictiseală sau chiar supărare. Se simte neapreciată sau este o situație așa, ca un vulcan, știi, care stă să explodeze. Am pe cineva din berbec aici, de asemenea berbec și balanță, sau berbec și fecioară, mai rău, și 10 de monede întors. Da, e un mariaj făcut din interes al cuiva, un contract din interes. Și bineînțeles că fiind un contract făcut din interes, apare și cea de-a treia energie, să zic așa, a treia persoană. Deci, bun, ca să vă lămuresc așa, că v-am spus și zodiile și probabil că v-am zăpăcit cu totul, care-i treaba? Treaba e în felul următor.
Tu ți-ai întâlnit probabil perechea într-un moment cât se poate nepotrivit, un moment în care tu ești într-un alt contract sau persoana asta este într-un alt contract, este un mariaj făcut din interes aici, totuși nu poate renunța la acea persoană chiar dacă este o relație karmică pentru că s-ar simți vinovată această persoană sau poate chiar tu ești, da? O să te rog să selectezi mesajele. Pentru că acolo sunt niște chestii materiale, este un confort, sunt niște lucruri din care nu poate să iasă. Dar ce simte pentru tine? Pasiune, dorință, binecuvântare, că ai apărut în viața acestui om, da, simte multă binecuvântare și nu prea spune chiar tot adevărul, pentru că nu vrea să te piardă, de aceea nu spune adevărul. Bun, drăguților, o să scoatem un sfat pentru tine, ascultătorule, indiferent de ce parte a terenului ești. Să vedem ce ne spun cărțile ca și sfat. Și avem așa. Nu mai lua totul în serios. Încearcă să te mai și joci un pic. Încearcă să te joci cu energiile, încearcă să te simți bine. Viața e frumoasă. Iar aici avem două mesaje, tratează totul cu înțelepciune, zice așa, uite-te dincolo de aparențe, încearcă să privești lucrurile în profunzime, da, nu le te uita de pas pe mâine, sau dincolo de aparențe, na, lucrurile sunt mult mai profunde, și mai zice să te focusezi pe prioritățile tale și să elimini ceea ce te distrage. Bun, și ți se cere discernământ, bineînțeles, în tot ceea ce faci. Ok, drăguților, cam atât am avut astăzi pentru voi. O poveste cât se poate de interesantă, două suflete pereche, două suflete frumoase care s-au întâlnit în cel mai nepotrivit moment, dar continuă să meargă împreună, chiar dacă mai șchiopătează așa pe aici, pe acolo. Important este faptul că persoana asta, da, consideră că tu ești specială, că ești o persoană specială, consideră că ești ceva aparte, da? Că ești aparte cumva, că ești steaua aceea, că îl completezi sau o completezi, da? Că ești acolo. Bun, v-am pupăcit, aveți grijă de voi, numai bine, ceau, ceau, ceau!